Bună seara domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studioul HDV. În vremurile democrației, căci înainte de 80 nu era mai simplu, se dădea ordine de la partid și veneau unii alții să facă ordine. În vremurile de acum, în democrație, oricât uh, organizarea ar fi, tot trebuie să fie cineva care în situații de criză să fie de bază, să fie acolo sigur ca să rezolve situațiile de urgență și nu sunt puține. În ultimele în ultimii ani și la ultima furtună din care a lovit județul Timiș și Timișoara în special, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat au fost fără doar și poate coloana vertebrală și creierul acestor intervenții despre ce s-a întâmplat după ce a trecut furtuna, ce se putea evita și ce se poate îmbunătăți pentru a nu a mai avea astfel de tragedii, cât se poate, în limita firescului și normalului. Discutăm în această seară cu comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Banat al județului Timiș, domnul locotenent, colonel Lucian Mihoc. Bună seara, bine ați venit la Presa Alert Live. Bună seara, mulțumesc de invitație. Cum uh, sunteți? V-ați odihnit după intervenție? Au reușit colegii dumneavoastră să-și revină după săptămânile acelea pline? N-aș putea să spun că și-au revenit sau nu, cel puțin aceasta este meseria noastră. Bineînțeles... Uh... Profit de ocazie să-mi exprim și eu în numele colegilor solidaritatea pentru familiile care au fost, să spun, lovite de această tragedie. Uh, am fost și suntem alături de dâns și cel puțin cu gândul. Nu, comandant, aș vrea să începem cu câteva chestiuni tehnice, foarte tehnice. Cum ați cataloga acea ultimă furtună, acea, cea mai gravă din ultima perioadă, din punct de vedere al ISU Timiș? Ce a însemnat ca și intervenție și dacă Erați pregătiți pentru astfel de intervenție cu urmările care au fost? Ce vă pot spune? Că s-a întâmplat foarte repede. Undeva între un sfert oră și 20 de minute au fost, să spun, vârful fenomenului meteopericulos. Um, și eu eram în uh, trafic în, uh, în, oraș în Timișoara, în drum spre, uh, spre inspectorat, deoarece văzând aceste, această intensitate, această amploare a fenomenelor meteo, am considerat că este, este necesar să ajung la uh, serviciu. Bineînțeles, am pus în aplicare procedură că le avem în principal alertarea personalului de conducere și a colegilor aflați în ture libere, astfel încât cel puțin pentru municipiul Timișoara, în total au fost uh, aproape 290 de colegi care am desfășurat activități specifice. Uh, intervențiile sau intervenția pentru îndepărtarea în principal a copacilor căzuți și a acoperișurilor ce au fost, în, dacă mă refer la municipiul Timișoara, a fost o activitate care a necesitat intervenția mai multor persoane. Pe lângă, pe lângă, pompierii din cadrul inspectoratului nostru, au am solicitat sprijinul și am primit și sprijinul echipelor de voluntari, aș menționa aici și echipa de la Salvo Timișoara, bineînțeles. Acțiunile s-au derulat de duminică și-au continuat până spre sfârșitul săptămânii, cel puțin din punctul nostru de vedere. Și încă mai sunt, încă mai sunt, să spun, urme al acestei furtuni pe anumite străzi, în anumite locuri. Da. Care a fost situația în județ? Care au fost cele mai mari probleme? Au fost copacii căzuți sau acoperișurile? Și o să revenim după aceea la un caz specific. Inițial inițial a fost afectat doar doar municipiul Timișoara, bineînțeles după aceea din partea de la din partea dinspre Deta, Deta Buziaș, Lugos și către Făget. Dar cele mai, mari, cele mai mari probleme au fost în municipiul Timișoara. Ce vă pot spune că imediat după imediat după încetarea fenomenelor periculoase, chiar de luni s-a început evaluarea pagubelor, în sensul în, care, în sensul în care inițial a fost o comisie, ulterior a fost trei comisii de validare a datelor transmise de către, de către comitetele Locale pentru Situații de Urgență, în speță primăriile. În urma validării, cel puțin am ajuns la trei rapoarte care au fost aprobate, trei rapoarte de valoare care au fost aprobate prin ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și mai urmează încă încă o ședință, pentru că valorile mai continuă. Mai sunt 12 unități administrative teritoriale la care s-au mai înregistrat pagube. În special, în special problemele mari au fost și la obiectivele socioeconomice, la. adică școli, spitale? Școli, spitale, acestea au fost principalele, cămine culturale, dacă vorbim de uh, județ, iar uh, cele, în rândul persoanelor fizice, acoperișurile au fost uh, deteriorate. Bun, una dintre. Intervențiile cele mai grele, nu mai neapărat ca intervenție, dar și ca tragedie. A fost acea poartă de intrare de pe calea Lugojului care s-a prăbușit și a strivit un tânăr, un student de 24 de ani care era în mașina sa ca și intervenție strict tehnică din punct de vedere a ISU Banat, a fost o intervenție cât de grea. Știu că au fost mai multe echipe de descarcerare acolo, s-a lucrat foarte mult și a fost o întreagă discuție dacă mai putea fi salvat acel tânăr. La sosirea echipajului de pompieri, în principal, am acționat cu descarcerarea grea. Persoana din autoturism a fost declarată decedată de către personalul medical aflat la fața locului. Ne-am întâmpinat probleme pentru descarcerare în sensul în care am așteptat pentru, uh, am așteptat susirea unei uh, automacarale pentru că tehnica uh, noastră permite, Nu aveți automacara, uh, să Nu avem o dotare, urmează acest lucru, este un program la nivelul, uh, la nivelul țării. Am solicitat, dar în astfel de situații cooperăm cooperăm cu diversi operatori economici pe care îi solicităm deținător de macarale dacă ne referim la speța în cauză. Din păcate, persoana a fost decedată la momentul sosirii echipajelor, atât de ambulanță, cât și de pompieri. Am înțeles, deci practic nu a existat. Deci practic nu mai exista nicio șansă, pentru că au existat, mă rog, în zona publică tot felul de discuții că dacă s-ar fi intervenit mai repede. Deci practic. A murit, era aproape imposibil să scape, cred că ar fi fost o să scape după ce s-a prăbușit acea uh, poartă de câteva tone. E, practic, era decedat în momentul în care echipele de intervenție au ajuns la Când fața am, locului. Din păcate, a fost declarat decesul imediat uh, -am la echipajului locului. E foarte important de știut acest lucru. Uh, vorbeați de Automacara, să înțeleg că nu aveți în dotare ISO, dar că va veni și om, uh, Automacara. Da, este un program uh, național de dotare. Uh, în principal la municipiile care sunt reședință de județ și care sunt și, să spun, reședință de regiune, pentru cazul nostru Timiș Timișoara, care de și județele vecine, respectiv Arad, Cara și Unedoara. Bun. Aș întreba un lucru apropo de porți. A fost acea poartă care a Căzut de pe calea Lugojului, mai există cea de pe calea Aradului. Știu că acolo Inspectoratul de stat în construcții este cel care ar trebui să spună dacă este un pericol. Întrebarea mea este foarte simplă. Există vreo chestiune legală care să vă permită să cereți o verificare având în vedere că au apărut informații în spațiu public că modul în care s-au efectuat lucrările și a spus Inspectoratul de Stat în Construcții. Nu a existat proiect, nu a existat acord tehnic din partea Inspectoratului de Stat în Construcții. ISU poate să ceară în acest moment o verificare, o evaluare sau este doar strict da, treaba celor de la ISC? Cel puțin Inspectoratul pentru Situații de Urgență are, să spun, cele două componente partea de intervenție și intervenim la orice la aproape orice tip de situație de urgență, definită conform, să spun, legislației, și, bineînțeles, parte preventivă, dar strict pe partea de uh, securitate la incendiu. Având în vedere că inspectoratul nostru monitorizează toate tipurile de risc, cel puțin putem să solicităm anumite, anumite activități, dar încă o dată nu este atributul nostru de oază să verificăm anumite sau gradul de rezistență a unei construcții sau unei instalații. Dar în momentul în care considerăm că ar fi pericol, putem solicita sau transmite, să spun, solicitarea pentru un punct de vedere, pentru o verificare. Am înțeles. În cazul de față a solicitat până acum o astfel de verificare în cazul porții de pe calea Radului? Până în acest moment? Până în acest moment nu a solicitat. Până acest moment nu a solicitat. Ok. A existat și vreau să vă întreb un lucru. Apropo că spomeneați de comitetele pentru situații de urgență. Știu că s-a făcut la nivel județean, la, la prefectură a fost comitet județean pentru situații de urgență. Vreau să vă întreb dacă de la furtună și până acum ISU Timiș a fost chemat la vreun comitet pentru situații de urgență organizat la nivelul municipiului Timișoara. Chiar în data de 17, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a participat, a participat și primarul municipiului Timișoara. În calitatea dânsului de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență și în calitatea dânsului de membru în Comitetul Județean. Mai departe, ce vă pot spune că am primit invitații ulterior pentru a participa într-un comitet local pentru situații de urgență la nivelul Municipiului Timișoara. S-a S-a convocat. S-a convocat, da. Nu știu dacă a, a și-a avut, a a -a avut, avut loc. Bun. Există o chestiune foarte importantă. Dincolo de intervențiile de atunci, ulterior am observat că, de exemplu, în parcuri, pe, șos, pe, marginea drumului, dar în special în parcuri, au rămas foarte mulți copaci rupți. Adevărate pericole publice pentru copiii care sunt în parcul copilor. ISU nu putea să intervină de îndată să îndepărteze acei copaci, măcar să, nu știu, să-i taie cu drujba, să-i lase deoparte, nu să stea atârnați bucăți foarte mari de lem care la orice adiere de vânt puteau să pice peste cei care treceau prin zonă. Știm foarte bine că acele benze de limitare sunt de multe ori formale și dacă pică tita mai uh, creanga, nu, stă, nu, se împiedică într-o bandă galbenă. Domnul Traușboț, aici e o problemă, o problemă, o situație, cel puțin noi pompierii, uh, avem în dotare și motoferestraie cu lanț, drujbe. Da. Ele sunt de mai multe tipuri dimensiuni. Dacă vorbim de anumiți copaci, noi nu suntem, să spun... Nu, uh, specializați. nu suntem specializați. Nu suntem pădurari, ca să pe, ne. Pe, da, nu spune pădurari, da. că nu suntem specializați pe terea arborilor romare, În general, intervenim de urgență pentru depărtarea, noi pentru depărtarea arborilor exact. căzus pe carosabil sau uh, când situația este iminentă de prăbușire pe o construcție. Uh, în situația normală, conform procedurilor care le avem, în momentul în care, dacă vorbim de un parc, uh, Primul lucru, în momentul în care am primit acest apel, apel da. sau o științare, sau un e-mail, nu contează forma în care primim această informare, mai departe o transmitem către administratorul, să spun, domeniului public, în principal. Dacă vorbim de, vorbim de municipiul Timișoara, poliție locale, care și tot timpul am avut o reacție foarte bună în sensul care s-au deplasat operativ și au balizat zona respectivă, urmând ca echipe specializate să poată să toaleteze în funcție da. de situație, sau să uh, taie total sau parțial respectivul arbore. Bun. Și în cazul de fapt să înțeleg că dumneavoastră ați fi putut să-i ajutați pe cei de la primărie dacă vă solicitau, corect? Adică dacă spuneți nu, e pericol să se prăbușească trei arbori, vă duceați și interveniți. Deci trebuia cineva să vă solicite să interveniți. Așa Corect? este, am primit solicitări în general pentru utilajul uh, pentru de intervenție la în înălțime, pentru autoscara care avem în dotare, pentru a ajunge în anumite zone unde nu la se putea ajunge, bănuiesc. la acoperișuri, cât și la anumiți arbori care trebuiau toaletați. Deci L am, am acordat strici și am avut, am avut uh, mai multe solicitări, În special pentru partea de acces, pentru că toaletarea și terea uh, nu, nu o făceam noi. Da, am înțeles. Important de știut... Deci, dacă, domnilor și domnilor, dacă sunt situații de genul acesta, vedeți că nu vine primăria, puteți să cereți, dacă este o situație de urgență, ajutorul celor de la ISU e valabil și pentru domnii din primărie, că unor uită, că adică a trecut situația de urgență în care erau nevoie de foarte multe echipe ale ISU și putea să ajutați în ideea aceasta, mai ales că situația din parcuri a durat mai mult de o zi, două și... Exista. Din fericire n-au fost alte evenimente. Bun, că tot discutam de, de dotare, ați fost, făcând o analiză post-eveniment, ați fost pregătiți pentru intervenție, ați avut toate echipamentele de care aveți nevoie, mai aveți nevoie de ceva? De la nu, nu de altceva, dar vin bugetele pe anul viitor și poate domnii pe plan local se gândesc să mai aloce niște bani pentru ISO. Pentru partea de primă intervenție și intervenție în situații de urgență, da, am avut, am avut, dotare. Cel puțin în urma, să spun, analizei intervențiilor desfășurate, am considerat că mai, avem, mai, avem, nevoie de anumite, să spun, inclusiv echipamente. Aici aș menționa acea auto Macara, care se deservească, să spun, întreaga regiune și să fie foarte operativă, pentru că dacă vorbim de ziua de duminică, în general, când este o zi nelucrătoare, uh, vorbim de un accident pe timpul nopții în care trebuie să intervii, uh, într-adevăr uh, ne-am făcut o analiză și a rezultat, au mai multe echipamente. O automacara, mai multe motoferestre cu, să spun, cu specificații uh, care tind spre partea profesională, adică cu lamă mai, mai mare și uh, o serie de alte, uh, să spun, utilaje pentru munca noastră. Am înțeles. Foarte important de știut acest lucru, că decât să dea bani pentru tot felul de împiedicați care zic că joacă fotbal, zic că ar fi mai bine pentru siguranța cetățenilor să fie să se dea dotările acestea către ISU. Știu că s-au mai dat, au fost proiecte inclusiv cu Consiliul Județean și pe fonduri europene și e foarte bine că au fost per să fie mai multe. Revenind la, la da, intervenție și... da vă rog. Aș vrea să menționez faptul că există interes din partea autorităților locale. Aici aș menționa Consiliul Județean care s a implicat activ în fiecare, uh, în fiecare an, an de an să spun ne-am achiziționat diverse utilaje care nu sunt. Și aici aș spune că nu sunt pentru noi pentru pompieri. Până la urmă sunt tot pentru, comunitate. pentru comunitate, pentru cetățenii județului Timiș. Uh, am avut pentru anul acesta am avut uh, sprijinul și din partea primăriei municipiului Timișoara în sensul în care prin uh, fonduri din bugetul local al municipiului Timișoara uh, este în curs de uh, derulare, o achiziție pentru o auto uh, platformă de intervenție la 42 de metri. Spun acest lucru că, pentru că costurile estimative sunt, costurile estimative sunt numai la 800.000 de euro, dar uh, acest utilaj ne permite intervenția în principal pentru, acest, pentru, bloc, pentru blocurile parter și 10 etaje care față de perioada când au fost construite au o particularitate, au fost termoizolate, iar în momentul în care se inițiază uh, un incendiu la un astfel de Astfel de bloc, într-adevăr, există anumite bariere de protecție din două, două etaje, dar. Da, domnule, fără o explozie. Uh, și o lucrurile ex se complică. O explozie, un incendiu într-un apartament unde temperatura este foarte mare și aprinde acel polițene chiar da. dacă el este, să spun, uh, incombustibil sau greu combustibil. De asemenea, o igienizare în sensul în care lângă bloc se poate face un, uh, un foc sau să se dă. Acest lucru uh, implică o intervenție imediată și din exterior. Lucru, lucru să spun de care ne dat seama și am solicitat sprijinul și am primit uh, sprijinul și primării acest, în acest Echipament? Sens, urmează să fie livrat anul viitor, deci este o achiziție publică? Foarte foarte important, deci știu E, Cred că veți fi printre puținele inspectorate din România care au un dotare, vor avea un dotare, un astfel de echipament. Așa este. E, e foarte bine să, să fie toate aceste echipamente pentru că s-a văzut că sunt tot felul de situații. Cum a fost de exemplu incendiul de la depozitul retimului, acela unde se adunau deșeuri, unde intervenția a fost grea, am fost acolo din, aproape din primele momente și a fost o intervenție grea prin natura obiectelor Tehnica, care au luat na, o foc. O densitate foarte mare densitate, de, materiale, de materiale combustibile. Materiale combustibile, plastic foarte mult, zonă locuită. În apropierea ei, că foarte cartier rezidențial, a fost una dintre, cred că, intervențiile dificile din ultima perioadă, dacă nu mă înșel din ce am da, văzut. Am mai avut un Am mai fost la, la, de, la, la o hală de producție. La o de producție. El a fost și cel mai greu din ultima perioadă. Acolo s-a stabilit cauza? Da, cauza de incendiu, ca, cauza de incendiu care a fost stabilită. Um, a fost uh, la hala folosirea, din șac. Da, folosirea uh, unor aparate, unui aparat de sudură, fără respectarea tuturor normelor, adică între plăcile, între panurile, sandwich, a căzut un broc de sudură și a prins termoizolația care s-a propagat foarte rapid la, toat, la toată hala. Incredibil. Ce înseamnă nerespectarea normelor de securitate a muncii? De securitatea muncii și securitatea la incendiu. Pentru că tocmai. Uh, în zilele acestea am avut chiar astăzi două întâlniri, atât cu pe partea de securitate la incendiu. Pentru că vorbim de siguranța cetățeanului, siguranța, să spun, persoanei care desfășoară activități într-o clădire sau într-un spațiu. După cum știți, avem, avem un număr destul de mare de unități de învățământ care nu au obținut încă autorizația de securitate la incendiu. Avem încă un număr destul de Ce mare. Înseamnă un număr foarte mare de. Uh, un număr mare, am spus. Câte aveți în Timiș care nu au autorizație? Uh, noi uh, autorizăm, din punct de vedere a securității la incendiu, uh, autorizăm clădiri sau spații în da. clădiri. Uh, adică o școală poate să aibă da. mai multe clădiri. Okay. Uh, din uh, cele aproape 700 de spații de clădiri, sunt uh, 114 care. Uh, nu au și ar trebui să aibă această deci, autorizație de securitate. 114 clădiri din sistemul de învățământ de stat. Pu public, public din Timiș nu au autorizație pentru da. la incendiu. Autorizație din partea ISU. Și la nivelul sistemului medical, care e situația? La nivelul sistemului medical, cel puțin avem o situație uh, ca obiective socioeconomice, nu am lista la da. mine acum, ca obiective socioeconomice, inclusiv spitale, sunt număr de aproape 500, 490 de, cl de clădiri care ar trebui să fie autorizate. Și nu sunt? Și nu sunt. Pă, adevărate bombe cu ceas, unele dintre ele? Acum... Sau este doar că nu au niște. nu se încadrează normative pe anumite zone, în rest sunt. Situația este uh, situația nu este foarte alarmantă, dar nici nu putem uh, sta liniștiți, pentru că vorbim de spații sau de clădiri cu, să spun, destinație specială, dacă vorbim îngrijirea bătrânilor sau spitale sau uh, grădinițe, unde capacitatea de evacuare a persoanelor în situația produsului în incendiu este oarecum limitată. Uh, în acest sens, uh, e o situație foarte să spun, foarte sensibilă, în sensul în care aceste școli, dacă ne referim strict la școli, ele sau clădirea care desfășură activități, aparține de regulă de Consiliul Local, de o municipalitate sau de, un, de o comună. De o comună. Cei, din, cei din conducerea școlii nu pot să aloce fonduri pentru astfel de activități, pentru realizarea unor instalații de stingere sau hidranți, iar singura soluție este ca primăriile să înceapă toate demersurile pentru, sau să continue demersurile pentru obținerea aceste autorizații. Vreau să dau exemplu că ă, sunt anumite școli, în general cele construite sau edificate ă, înainte de 89 sau în anii 90, care au fost construite, să spun respecte normativele de atunci, doar că au apărut compartimente, De exemplu, într-un subsol, unde era, erau spații de depozitare, sunt clase. Am avut situația aceasta, sunt clase, adică s-au -au schimbat destinația și în plus au apărut și anumite, au apărut și anumite compartimentări. înțeleg și asta implică noi noi condiții de autorizare și condiții pentru spațiile respective, chit că sunt în subsol, chit că sunt la etaj și atunci nu le mai respecte. E foarte important de, e foarte important de precizat lucrurile acestea pentru că nici să avem o situație de panică, nu cred că, nu cred că este important. Doamnelor și domnilor, vreau să fac o precizare extrem de importantă. Apropo de lucrul acesta, și revin și la dotările legate de pompieri, la dotările pompierilor, dar cred că sunt atâtea spații în care pentru care nu sunt respectate normele, stau și mă întreb de ce o parte mai mare din buget nu s-ar duce spre acele spații în Timișoara, dar și în județ și ar trebui să fie o prioritizare ca spațiile în care copiii noștri se duc la școală sau la grădiniță să fie foarte sigure și să nu mai aruncăm cu banii doar pentru ideile unora sau altora. Domnule comandant, discutam și a fost o adevărată isterie după colectiv cu spațiile de timp liber, să spunem așa. S-a schimbat ceva Dincolo de năspire, s-a schimbat ceva în mentalitatea proprietarilor acestor spații? Uh, am observat... -cred că, cred că de aici trebuie să plecăm cu discuția noastră. Uh, ceea ce vreau să vă spun, că în primul rând, legislația, obligativitatea de a obține această autorizație, uh, nu s-a născut ci s-a mă mărit cu amenzilor în situația în care, să spun, nu erau respectate condițiile și nu era solicitate și au obținut această autorizație de securitate la incendiu. Dar răspunsul este da, mare parte din spații, în general cele care sunt la parter, și-au continuat de și au obținut această autorizație de securitate la incendiu. De fapt, autorizația de securitate la incendiu nu înseamnă că nu mai poți să ai, sau dacă o ai, nu înseamnă, că nu, înseamnă că nu mai poți să ai un incendiu, ci înseamnă că, în general, normele, normele de siguranță din acest punct de vedere sunt respectate. Uh, am avut o serie de, și n-aș vrea să ne pasăm de la o instituție la alta, uh, responsabilitate. aici responsabilitatea. Și uh, noi, cel puțin uh, cu data de 15 octombrie, am, uh, am uh, postat pe site-ul nostru toate obiectivele din județul Timiș, care au această autorizație de securitate la incendiu, numele firmelor și uh, pentru, pentru a transmite, adică pentru a pune la dispoziția uh, oricărei persoane interesate, dacă spațiul în care... Deci, o activitate, este autorizat sau nu. Deci dacă vrea cineva să se ducă într-un club și vrea să verifice, găsește informațiile pe site-ul www.isutimiș.ro Doamnelor și domnilor, seara înainte să plecați în discotecă, luați telefonul și verificați dacă spațiul e sigur. Noi am postat, noi am postat pe pagina noastră de internet, am postat acele obiective care se spun a autorizării și care au obținut. Cele care nu au obținut nu sunt în lista respectivă. Uh, pentru că n-am apucat să transmitem un comunicat de presă, vă spun acum cel puțin în premieră, referitor la situația cu școli, pentru că vrem să o rezolvăm, vrem să fie rezolvată. Astăzi au fost două întâlniri, atât la sediul Institutului uh, Prefectului Consiliului Județean, la care a participat uh, Prefectul Județul Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș, alături de uh, toți primarii și secretarii, viceprimari uh, care au fost prezenți și convocați astăzi. Și uh, o întâlnire la sediul nostru în general cu proiectanții și cu deținătorii de clădiri care se pun la vizere și nu au această autorizație. Întâlnirea a fost și a rămas surprins. În modul plăcut am constatat că este interes. Cel puțin partea cu școli la nivelul județului vom avea cinci echipe care vor acorda încă o dată asistență tehnică de specialitate la fiecare unitate de învățământ în din cele 114 pentru a verifica exact stadiul, le spun exact ce mai au de făcut pentru că fiind o piață liberă înainte să continui, vreau să vă informez de faptul că actele administrative emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt gratuite, nu percepe nicio taxă. Deci nu avem nicio taxă, nu avem uh, firme agrate, pentru că la un moment dat s-a pus, erau diverse întrebări în oraș, păi firma este, firma de proiectare sau proiectantul este agrat de ei, sutimiș, deci nu avem. Dar poate să fie întrebarea, cei de la firma de proiectare au rude pe la ISU sau au lucrat la Isus, că atunci lumea merge pe sistem. Nu, dacă a, avut, a lucrat la ISU, sigur și rezolvă mai deci, repede. Pentru, așa este pentru angajații, pentru colegii care sunt în activitate și care au rude, care au astfel de firme, pentru că avem o evidență la nivelul inspectoratului. Nu sunt foarte mulți, din, 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 din aproximativ 700 de, de, colegi sunt undeva la 4, avem 4 de situații, dar ei nu lucrează în compartimentele care au, uh, ca activitate, controlul, să ele de autorizații. Dar au funcție de conducere? Fără funcție de conducere. Important în general, de știut. În general, deci, în toate cazurile, sunt suboficeri. Uh, mergând, mergând mai departe, nu vrem să lăsăm problema nerezolvată. Uh, din păcate, sunt uh, foarte multe situații în care trebuie să respingem documentații și o problemă uh, de mare actualitate, în sensul în care uh, noi purtăm corespondență. Vine depune solicitantul depune o documentație uh, și la un moment dat s-a blocat proiectul la pompieri, pentru că vorbim de o piață liberă în care între beneficiar și proiectant există o relație contractuală, bineînțeles, cu anumite, uh, cu, anumite... Clauze. Uh, cu anumite, clauze. și cu anumite tarife. Uh, la verificarea mai atentă, aproximativ 90% din de care am făcut, adică nu era conformă respectivă da. respectiva documentație, uh, a rezultat faptul că S-a dat dovadă în principal de ne... uneori de necunoașterea normelor de către proiectanți sau de neimplicare sau superficialitate. Aici e o problemă pentru că am transmis și acest, și acest lucru proiectanților. Până acum nu am uzitat de metoda sau de un mijloc coercitiv în speță. Conform lege privind apărarea împotriva putem aplica și amenzi contravenționale persoanelor, adică proiectanților și executanților. Nu am uitat de acest lucru, doar că la un moment dat are de suferit beneficiarul, pentru că el plătește pentru un serviciu. Și avem situații când, timp de 3-4 luni, se tot plimbă documentele între, între proiectant și noi. Nu am înțeles? Dați ce aveți? Până la urmă, bani la buget, că și așa, plâng că n au și până la urmă, vă finanțați cu vas uh, salariile, dacă dați niște amenzi da. și poate îi puneți și pe drumul cel bun. Bun, importantă această chestiune și cu școlile, deci a rămas ca. Practic, ISU să meargă pe teren, să vadă la toate școlile aceste echipe, să le spună ce mai au de făcut ca să intre în legalitate, în urma măsurilor pe care le vor lua primăriile de comună sau de municipii. Așa Corect? este. Așa este. Sunt, uh, sunt două situații principale. Prima în care directorul unității de Învățământ nu a făcut niciun demers și va trebui să vedem care. Deci nu a făcut niciun demers pentru intrarea în legalitate. De fapt, despre asta vorbim. Și al doilea, în cazul în care a făcut, va trebui să vedem ce a făcut, ce a făcut Consiliul Local, respectiv primarul respectivei comune sau oraș sau municipiu pentru a iniția, a continua demersul în de vederea da. să Domnule Mihoc, una dintre chestiunile, revenind la spațiile de Distracție de timp, petrecerea timpului liber, una dintre chestiunile care a fost extrem de dezbătută la vremea respectivă era numărul maxim de persoane care pot să fie într-un spațiu. După ce s-a dat și a trecut toată nebunia, ați mai făcut controle de genul acesta: să opriți activitatea, să vedeți câți oameni sunt într-o locație și să vedeți dacă respectă sau nu. Îmbucurător față de perioadele trecute, principalele locuri că acum fiind sezonul rece, vor începe din nou sau au început deja să se deschidă aceste cluburi, pentru că erau în general pe timpul verii, cele în aer liber, la care nu erau probleme deosebite. La aceste unități de alimentație publică, cum apar generic, respectiv cluburi, baruri, discoteci, cele care funcționează în Timișoara și care le puteți, le puteți vedea și pe site-ul nostru, că au solicitat și au obținut această autorizație, respectă și vreau să vă spun că au fost foarte conștienți, mă refer la cei care sau principalele cluburi din Timișoara. Ca și număr de utilizatori, pentru că cel puțin în anul sau de la începutul anului au fost desfășurate peste 12 de controle și în general erau controle inopinate. Sâmbăta, în principal, sâmbăta, vineri, sâmbătă și duminică, în dar de rugă, vineri și sâmbătă, împreună cu, împreună cu colegii de la uh, poliție, jandarmerie, fiecare pe, spe, pe specificul lui. Nu am întâmpinat probleme deosebite, deci vreau să vă spun că au fost dese situațiile când uh, raportul de control nu conținea și nu era aplicată nicio, uh, nicio amendă contravențională. E bine, deci nu s-au dat amenzi lumea. Rămâne acum o parte sensibilă din punctul meu de vedere și vom prioritiza. E vorba de acele uh, cafenele, cluburi de la subsoluri, în general din centrul istoric, pentru că față de anul trecut uh, era unde erau, uh, nu, era pre, nu era specificat o suprafață, acum acele spații care au o suprafață mai mare de 200 metri pătrați să fie autorizate. Înțeles, deci acolo este... Da, și fiind sub ai nevoie, de, ai nevoie pe lângă rimatul de securitate, de sistem de uh, evacuarea evacuare a fumului gazelor fierbinți, ai nevoie de hidranți interior, de sprinkler, deci sunt sisteme de semnalizare, deci măsurile tehnice și sunt trebuie, complexe. E obligatoriu chestiunea cu, la, pentru, mă refer la spațiile care sunt în subsol, da? barul, mă rog, mai puțin discoteci, dar barul să aibă două ieșiri fiind în subsol, e obligatorie? Că atunci, practic, multe dintre ele nu, nu cred că au... Doar la cele care sunt mai mari de 100 de metri pătrați în contextul legislației actuale. Am înțeles. Deci la cele peste 100 de metri pătrați este obligator să aibă două, două ieșiri, ieșiri în, în subsol. Dacă nu... Da, deci tu trebuie să se limiteze la 99 de metri pătrați. 99,5 da, ajunge o, o singură... În o, principiu un da. Sigur o singură cale de pe acces, pe? doar cu specificarea că acea cale de acces pentru că am avut dese situații când treptele de acces erau din material combustibil sau din lemn. Am pentru înțeles. că spațiile în general, spațiile sau susurile... Deci le fac, să le, să le schimbe să pună de metal, nu? Material incombustibil. Metal sau, bineînțeles, beton. Acolo știți cum e, trebuie să vină și cei de la monumente să spună că e voie, dacă, mai ales că sunt, dacă vorbim În... de centru istoric. Acolo așa este... sunt lucrurile puțin mai complicate, dar cred că înainte era mai multă piatră decât lemn când s-au clădirile, deci teoretic n-ar fi o mare problemă. Bun, revenind la chestiunile de legislație, aș vrea să vă întreb dacă simțiți nevoia că ar trebui în urma controlor pe care le ascunde, dacă ar trebui schimbate lucrurile ca să evităm tragedii în alte zone cum a fost cazul colectiv. Cazul colectiv ne-a făcut să tragem niște învățăminte însă vreau să vă întreb că având în vedere cazuistica cu care vă confruntați dacă ar, credeți că ar trebui să existe zone care ar trebui mai atent reglementate și care ar fi acestea? O zonă, în general zonele cu aglomerare de persoane. O zonă vulnerabilă pentru municipiul Timișoara este uh, complexul studențesc. Pentru că am avut uh, mai multe intervenții și intervențiile, vă dați seama, am avut uh, mai multe, am avut două explozii, am avut incendii la diverse, la diverse operatori economici în, în complex. Uh, soluția este o monitorizare, exact cum spuneți, mai, mai atentă. Ce înseamnă acest lucru? Uh, lucrăm acum la o propunere pentru uh, municipalitate în principal, în vederea identificării și creării unei, să spun, centru integrat în care să avem pompieri, nu ne gândim la o mașină de pompieri, ne gândim la o echipă formată din doi pompieri care să fie în timpul de serviciu. De ce nu să aibă un mijloc de transport? Nu mă refer la un Segway, dar un ATV cred că ar fi pentru a permite accesul rapid. Poliție este, mai pot fi alături de noi și colegi de la jandarmi și poliție locală. Spun acest lucru pentru că e importantă conlucrarea de colegii ar putea pe timpul zilei sau mai ales pe timpul să spun, sezonului rece, când uh, uneori mai gătesc în cameră, folosesc mijloace de încălzire uh, improvizate, nu sunt atenți. Uh, am putea să facem aceste verificări, aceste controle, dar uh, nu, putem, nu putem să facem aceste controle singuri. Trebuie să fim însoțiți de uh, poliție în principal. Astfel încât uh, din punct de vedere al gradului de siguranță, acesta uh, ar putea crește la un nivel foarte, foarte bun. Am de... Principala zonă cu probleme, spuneți că este complexul studențesc uh, cea mai sensibilă? Nu, este o zonă cu aglomerări de persoane. Alte? Acum, în general, platformele industriale, pentru că ce am constatat e vorba de autorizații emise, autorizații de securitate emise uh, în anii 98-99-2000 și care, pentru anumite platforme industriale și care nu mai corespund din punct de vedere al compartimentărilor și al situațiilor aflate în documentația inițială, deci s-au adus modificări, în acest caz, autorizația de securitate a incendiului devine nulă. Devine nulă. Chiar au fost, au fost situații în care ne-am deplasat pentru incendii sau începutul de incendii și la constatările efectuate ulterior am, constat, am, am constatat faptul că nu mai corespunde. Adică erau asta nu era, treaba, nu era treaba operatorului economic să, 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 să intre în legalitate? Bineînțeles. Este obligația exclusivă a persoanei fizice sau juridice care dețin astfel de investiții sau care investește sau care are astfel de sedii. Am înțeles. Deci asta ar fi o a doua zonă mare, mare cu probleme, dar până la urmă o chestiune și de asigurare. Mă, mă gândesc că asigurările nu te vor despăgubi niciodată dacă tu nu ai toate autorizațiile în regulă. Nu o pot pronunța pentru că păi, depinde de fiecare contract. Dar nu uh, cred că cineva te asigură și îți spune, ok, a. eu îți dau, nu știu, un milion de euro dacă tu nu ți ai luat minimele măsuri și minimele autorizări de la pompieri. Domnul Dragoș Bosa, când apar modificări și când toată clădirea intră în colap și se prăbușește, nu prea mai ai foarte multe de văzut ce a fost înainte. Într-adevăr, sunt anumite imagini. La constatările efectuate, dacă este o totală, nu prea mai ai ce să mai uh, identifici foarte mult din punctul de vedere al asiguratorului. Dar uh, contează foarte mult și clauzele care sunt. În principiu, nu. Nu se mai despăgubesc. Da, important de știut. Uh, aș vrea să vă întreb, că tot vorbeam de bani. Au fost la dumneavoastră că știu pe la poliție, știu cum e, pe la jandarmerie știu cum la Isu, cum e cu orele libere, cu, cu orele suplimentare, că tot ați avut. Se plătesc, le dați liber, aveți bugete, cum stați? Cum, cum se rezolvă problema? Că pe la poliție și pe la jandarmerie de obicei e cu amânare. Da, ce eu pot spune că la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numărul de indicatori, adică numărul de pompieri de angajați trebuie să fie undeva la 40.000. mii. sunt undeva la 26.000, noi la nivelul Timișoarei, la nivelul județului Timiș trebuie să fim undeva la 1000, 1030 de persoane, și a, acum a, cât a fost sunteți? și suntem undeva peste 700 de de pompieri. Și ce faceți cum supliniți deficitul de temporar cel puțin din anul 2015, dacă vorbim de colegii din turele de serviciu? Uh, ei desfășoară activității la program 24 cu 48 adică în plus față de cele 80-81 de ture câte le executau într-un an desfășoară uh, 91-93 de ture, 91, 93 de ture e vorba de perioada maximală în care desfășoară activități pentru că uh, zile de sâmbătă, duminică pot fi plătite cu 100% în condițiile în care nu se acordă timp liber uh, timp liber, iar pentru zilele, pentru timpul lucrat peste programul normal de lucru, în zile lucrătoare uh, se acordă timp liber corespunzător. Acordăm timp liber dacă asta e întrebarea. Ce putem plăti? Putem plăti sâmbătă, duminica, sărbători legale cu 100% adică... Și aveți bani să le plătiți? Avem toate bani, da. da? Toate, toate tururile se plătesc. Deci se plătesc. Da. E este, o asumare, este o asumare și din partea, să zic, conducerea inspectoratului în sensul în care motivăm că nu putem să le dăm liber în ideea în care uh, desfășurăm activități și sâmbătă, duminica, iar timp liber acordăm pentru zilele uh, lucrătoare Mă am refer, cele care uh, numai de lucru. Am înțeles. Există vreo șansă a văzut că acum pentru poliție se fac uh, cursuri, începe școala de agenți, începe și în ianuarie un nou, o nouă serie pentru ISU, faceți angajări? Uh. Aveți vi s a cerut să organizați să organizează concursul sau noi organizăm și chiar am, am transmis pe pagina asta de, de internet institutimiș.ro și pe pagina de Facebook. La nivelul Ministerului, având în vedere, să zic, a fluxul mare de persoane care au trecut în rezervă cu drept la pensie, care s-au pensionat, este în derulare selectarea din rândul absolvenților de liceu în școli de subofițeri. Cel puțin despre asta pot vorbi acum date certe, în sensul în care perioada de școlarizare a scăzut de la 2 ani la 1 an, dar din anul respectiv 6 luni efectiv, să spun, școală, școala de subofisire este în județul Prahova, la Boldești, iar 6 luni în unitățile din, din țară. Înțeles, avem și o întrebare de la o telespectatoare. Mă întreabă dacă polistirenul folosit la înveloparea blocurilor turn, dar nu și nu numai, sunt autorizate de ISU. Adică dacă acel polisteren l-ați verificat și le-ați dat ok când s-au apucat să învelopeze blocurile. La material, deci dacă vorbim de blocul turn, material de construcții nu le, nu le avizăm noi. Uh, singurul, singura, uh, să spun, situație în care, conform legislației care avem acum în vigoare, singura situație în care este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu este atunci când blocul se învelopează, dar cu masardare. Nu deci doar, doar atunci, în rest, doar din opina, putem verifica dacă se respectă anumite, uh, Anumite, să spun, uh, prevederi Standard. care nu sunt impuse de noi de pompieri. Sunt standardele de, de construcție. Pun de, de construcție. și cum faceți? Vă duceți, tăiați, luați caterul, tăiați, luați monstră din perete? Uh, nu, cel puțin. Uh, uh, sunt zic anumite... acolo unde s-au făcut lucrări. Noi am verificat la, în general, la blocuri de 3 și patru etaje, care, în urma ultimei modificări, cele care se masardează și cele care se masardează și se hidro, se izolează termic, au strec și pe la noi. Am înțeles. În rest, celelalte, dacă vorbim de un bloc turn, care nu se masardează că nu este da. cazul, acel bloc turn trece doar prin partea de certificat de urbanism în care sunt solicitate în proiect tehnic, dar în astfel de situații răspunde proiectantul și executantul lucrării. Spun acest lucru deoarece Foarte important de, de spus. El, el răspunde solidar cu beneficiarul investiției, cu cel care este, să spun, proprietar acolo. Dar ce am din verificare care am mai făcut, se, verific, se, respectă acest lucru. Adică din două, două etaje se pune o barieră termică astfel încât respectivul sau incendiul să nu se propage către etajele superioare. Da, e foarte important de spus. Nu s-am văzut la Londra, dacă nu mă înșel, a fost ultimul incendiu de genul acesta, unde am văzut că a cuprins vâlvătaia tot blocul turn, a fost niște imagini spectaculoase, dar și tragedia a fost pe măsură. Așa este, din păcate, și spun din păcate, cel puțin în legislația, actuală, aceste anvelopări de blocuri turn nu trec și la noi. Păi da, de ce să gândim înainte să se producă o tragedie, Doamne ferește de așa ceva, este ultimul lucru pe care ne-l dorim, sper Acum, cumva, rău cel mic să fie să fie un incendiu de genul ăsta la un bloc dar după ce aveți platforma de intervenție ca să limitați uh, incendiu. Recomandă O ultimă întrebare pentru această seară, v-aș întreba în ce măsură Isu Banat, în termeni reali, poate este pregătit pentru o situație nu de urgență cum a fost furtuna, ci de o catastrofă cum ar putea să fie, de exemplu, un cutremur un de Ia, Timiș Timișul este într-o zonă seismică cu destule probleme. Așa este, cel puțin trebuie să ne gândim că și sediile care desfășoară activitatea, dacă vorbim de un cutremur, avem și noi o problemă. Deci, prima dată, deci cum ar veni, prima dată să scăpați cu viață, că să mai puteți să mergeți la intervenție. Da, sau garajele respective să nu intre, să se prăbușească, astfel încât autospecialele care le avem să fie prinse înăuntru. La nivelul, la nivelul țării, încă de anul trecut, este, o, este întocmită o concepție de intervenție la cutremur. În sensul acesta au fost realizate 5 scenarii ipotetice. Iar ce vă pot spune singuri, dacă vorbim doar de inspectoratul pentru situații de urgență, noi vorbim de intervenția post-dezastru pentru salvarea vieții. Nu pot să spun că am fi depășiți, dar în astfel de situații solicităm sprijinul, în principal sprijinul regional și de la nivelul țării, pentru că nu poți, la un dezastru major, nu ai cum să rezolvă o situație cu șapte se doamne care și ei la rândul au familie și nu poți să-i lucrezi, lucrezi într-adevăr în două schimburi de 12 ore sau 8 ore sau schimburi cu durata mai mică. Dar există mobilitate la nivelul inspectoratului general pentru situații de urgență. Chiar anul trecut și urmează în luna noiembrie un, a fost verificată concepția de seism în sensul în care fiecare județ, ca să vă spun ca cifre, are pregătit un număr de 100 de pompieri care merg în regim de autosuficiență. Deci merg cu mijloace de transport, cu cazarmament, cu corturi, ca să poată să execute activități pentru o săptămână. Cam acesta este modul de acțiune. Astfel încât dacă la nivelul municipiului Timișoara sau dacă la nivelul județului Timiș ne-am confruntat, cel puțin uh, proceduri, planuri avem. Forțe de intervenție avem. Ne mai trebuie. Mai vorbim de utilaje grele, mai vorbim de, uh, să spun, uh, macarale. Uh, au fost achiziționate și am intrat în țara noastră un container de cutare salvare. Deci nu, nu pot spune că nu avem nimic. La avem mâncare. cu ce, într-adevăr, pentru orice lucru este lucru de ce mai bine. mai bine. Vă mulțumesc. Nu vă doresc decât să aveți cât mai puține intervenții, domnule comandant. Să, să cum s-ar zice, să vă luați salariul degeaba, dar din păcate nenorocirile se petrec în fiecare zi. Să rămâneți, cum să zice, să vă chinuiți doar cu munca de prevenire. Uh, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, cei de la Isus sunt primii care sunt la fața locului pentru că întotdeauna când este o nenorocire și zic că merită toată prețuirea și respectul nostru pentru acest lucru. Niște profesioniști care n-au dezamăgit, iar când au dezamăgit am spus care este realitatea. Înainte de a-mi lua la revedere, vreau să vă anunț că mâine, de dimineață, pe presaler.ro puteți citi o nouă dovadă a faptului că omerta, legea mafiotă a tăcerii, este la mare căutare în primăria Timișoara. De ce? Venim cu documente și arătăm cum se încearcă ascunderea adevărului de ochii opiniei publice. Stați liniștiți, nu ne sperie lucrul acesta. Mergem mai departe. Până când, până când se va face, desigur, dreptate, pentru că un om a murit. A murit după ce o poartă reabilitată cu zeci de mii de euro s-a prăbușit și, așa cum știți, toate acele lucrări s-au făcut într-un mod cât se poate de ilegal. Până nu veți afla toate informațiile, noi nu ne vom opri în a afla și a vă dezvălui ce se întâmplă în administrația locală. Așa că nu ratați mâine dimineață o nouă dovadă a faptului că omerta este legea în primăria Timișoara și nu transparența așa cum ar fi normal. Până mâine seară vă spun că de obicei sunt Dragoș Boța și nu uitați câinele de pază al democrației nu la trăsfârșie. O seară nebănuită.